Suntem, Ionuț Moșteanu, în zona bine că ne-a fost. Ne consolăm chiar și ministrul. Ați văzut după toate întortocherile astea cu nu prea înțelegem de ce a fost diferența asta între estimare și realitate. Zice las că e bine așa până la urmă. Bine și așa, sigur. Bine că nu s-a întâmplat nimic. A fost Ce a o, fost o, aici? O bâlbăială majoră a autorităților zilele astea. Au speriat pe toată lumea. Și nu ne doream să fie, riscul e, evident. E, Da, dar riscul este ca următoarea dată când se umplu telefoanele de ro alert și de 15.000 de mesaje, oamenii să zică, lasă-mă că știm cum e, că ne-ați mai pus și săptămâna trecută și i au dat un pic de ploaie. Na, e toamnă, plouă, ce să vezi. Și asta, este, asta ține de responsabilitatea uh, autorităților. Și n-a fost responsabilitate în cazul ăsta. Săptămâna asta, zilele astea. Și așa cum n-a fost responsabilitate nici acum două săptămâni, când uh, atunci trebuiau să strige tare, să pregătească la galați în zona aia, să pregătească populația, să pregătească autoritățile, atunci au stat cu mâinile în sân, n-au făcut nimic, au murit oameni, s-au făcut totul praf acolo și acum cumva încercând să pară mult mai preocupați decât era cazul, au trecut în partea cealaltă, au speriat pe toată lumea și nu era cazul, doar să arate că iată ce grijuli sunt. Dar nu sunt. Cum spuneam, au murit oameni pentru că acum două săptămâni n-au făcut nimic autoritățile și acum, am văzut pe domnul Ciolacu azi, făceam și ce comitete de urgență pentru ce. Dar cine asta? sunt în ei? Stați un pic, Răzvan.